povestea cu... Păi hai să facem asta, da, tu și mei. Păi hai, te rog. O întâmplare tâmpită, cretină, care nu are nicio pildă, care nu are niciun sens. Dar mi-ai luat încheierea, păi, și eu acum ce să fac? Păi dar nu, ai fost dornică de comunicare și eu am răspuns. Păi dar tu zici că te agresezi. Nu, dragostea mea, cum să mă agresez, nemaica mea. Păi tu zici că te agresezi. În momentul în care te adresezi doamnei de pe scenă, deja ești dator. Da. Să nu mă pupe, nu vreau să mă pupe. Nu, deci terminați cu treburile astea, Nu insistam, doamnă, nu ne refeream la asta. Terminați, că nu e nevoie să mă pupe, m-a pupat deja. Nu-și mai duce aminte, în ce club? Poftim? La cerere sau forțat, că vă frâng, doamnă. Vă frâng în mod organizat. La cerere sau forțat, cum v-a pupat? Nu mai mi-aduc aminte, că am și poză, de acum vreo 3 ani. Ui. Mama, mama. Stai, mă, că devine o poveste. Bă, hai mă terminați, mă, cu prostiile, mă. Hai mă terminați, mă, cu prostiile, mă. Bă, care-i faza asta cu pupatul? Bă, bune, adică de ce? Bă, mi-e care-i faza cu... Aveți o poză, nu? Absolut. Ai, ai. Țața. Hai și țața la poartă. Unde-i poza? Nu știu dacă este Roxana Vancea în poză, dar știu că era cu cineva și n-a vrut să mă lasă să fac doar eu și Bendeac. Și s-a băgat și ea în poză, deci avem o poză în trei. Vrem să vedem, uite, și tu vrei să vezi, nu? Da, fiertie, nu-l vezi? Bineînțeles, deci. Pentru mine este irelevant că domnul Mihai Bendeac este adorat de femei și aproape toate concurentele de pe această scenă au luat contact într-un fel sau altul cu el în trecut. Păi și când ați apucat să vă pupați? Că asta nu înțeleg, dacă poza nu s-a putut face în doi, cum ați putut să vă pupați în doi? Păi l-am pupat forțat. Aia e. El de aia spune că sunt agresivă. Știe el ce știe. Da. Dar nu, dar nu mai focalizează, nu-și mai aduce aminte, pentru că sunt vreo 2 sau chiar 3 ani. Era măritată pe vremea aia. Oh. You are the best. Deci nu vrei să recunoști că ce? Tipul femeia de la Brașov. Dom'le, nu mi-o amintesc, dar sunt absolut convins că m-o fi pupat. Bun, numărul nostru a constat într-o poveste. Într-o poveste de-a mea personală. Da. Mi-aș fi dorit să aud mai multe povești, povestioare. Sunt convinsă că ați avut și aveți o viață interesantă. Să știți că la Ai Umor vă puteți întoarce oricând doriți. N-am crezut vreodată că voi ajunge aici, vă spun sincer. Nici noi, doamnă. Prefer domnișoară, mulțumesc. Domnișoară. Sărut mâna. Adio, Victoria. Te vom ține minte pentru eternitate. Salut, Camelia. Așteptăm să revii. A spus că are o poză în telefon. O are. Așa a zis. Și tu ai vrut să faci cu el și s-a băgat? Da, și s-a băgat ea. Și am zis, hai să facem un selfie. Nu, nici eu nu știu. Și vezi, nu m-a lăsat să fac poză doar cu el. S-a băgat. Da. Deci am două, ce naiba.